Bine v-am regăsit la întrebări. Întrebarea de săptămâna trecută a fost: care este numărul minim de mase marcate de care avem nevoie ca să cântărim orice masă care se poate exprima evident printr-un număr întreg de kilograme, de la 1 kg până la 40 de kilograme inclusiv, și care sunt valorile acestor mase? Să ne gândim. Ăsta e titlul acestei serii de clipuri. Întâi vom avea nevoie cu siguranță de o masă de 1 kg. Se poate demonstra acest fapt, dar după câte știu eu, nu pe scurt și nu ușor. De aceea n-am încercat să demonstrez necesitatea de a avea o masă de 1 kg, dar încerc să vă dau o explicație care nu este riguroasă, dar este sugestivă, intuitivă. De ce avem nevoie de masă de 1 kg? Să zicem că avem un set de mase cu care putem cântări printre altele și masa să o notăm cu M. Dacă am o masă de 1 kg, atunci cu siguranță pot să cântăresc și M plus 1 și M minus 1, nu numai M. Cu alte cuvinte, masa de 1 kg umple golurile care pot să apară într-un șir de mase pe care le pot cântări, pe de o parte. Pe de altă parte, ea extinde un interval în care putem face cântăriri cu unul atât în sus cât și în jos. Deci este foarte folositoare, pe scurt. Așa că avem nevoie deocamdată de o masă de 1 kg. Mai departe, acum vreau să pot cântări și 2 și 3 și așa mai departe. N-are rost să aleg masa de 2 kg. De ce? Pentru că 2 kg pot să cântăresc și prin scădere. Și atunci pot să aleg o masă de 3 kg, pentru că 3 minus 1, că 1 am deja, nu? Îmi dă 2. Și atunci pot cântări deja 1 kg, 2 kg, 2 le cântăresc punând 3 kg pe un taler și 1 pe celălalt, evident. Pot cântări 3 kg și pot cântări 4 kg, pentru că am în total 4 kg. 1 kg plus 3 kg. Și acum, mai departe, deocamdată pot cântări de la 1 până la 4. Deci următoarea masă pe care aș vrea să o cântăresc, dar nu pot, este cea de 5 kg. Și atunci mă gândesc așa, 5 kg se poate cântări prin diferență. Care este numărul din care dacă scad 4, pentru că am deja 4 kg, 1 plus 3, îmi dă 5. Păi este 9. Înseamnă că următoarea masă pe care trebuie să o aleg este cea de 9 kg. Și dacă ne gândim un pic, imediat ne dăm seama că putem cântări nu doar 5 kg acum, putem cântări și 6 kg, și 7, și 8, și bineînțeles și 9. De ce? Pentru că folosind masele 1 și 3, putem obține prin combinarea lor orice masă de la 1 la 4. Ceea ce înseamnă că pot să scad din 9 nu doar 4, pot să scad și 3, pot să scad și 2, pot să scad și 1, deci înseamnă că deja pot cântări tot de la 1 până la 9. Și dacă ne gândim un pic încă, atunci ne dăm seama că de fapt e chiar mai bine decât atât, pentru că tot așa cum pot să scad din 9 valorile 1, 2, 3 și 4, le pot și aduna. Și atunci înseamnă că pot cântări și 10 kg, și 11, și 12, și 13 kg, pentru că atâta am deocamdată în total. 1 plus 3 plus 9. Mai departe, ce urmează? Păi folosim același raționament. Următoarea masă pe care vreau să o cântăresc și nu pot deocamdată este cea de 14 kg. O cântăresc prin diferență. Care este numărul din care dacă scad 13 kg pe care le am deja, obțin 14 kg? Păi este 27 de kilograme. Înseamnă că următoarea masă trebuie să fie cea de 27 de kilograme. Și atunci pot cântări și 14, dar și 15, și 16, și așa mai departe până la 27. Și pot cântări și 27 plus 1, 27 plus 2, 27 plus 3, până la 27 plus 13, care este 40. Înseamnă că am găsit răspunsul la întrebare.
ca să cântăresc orice masă care se poate exprima printr-un număr întreg de kilograme, de la 1 kilogram până la 40 de kilograme, am nevoie de 4 mase marcate, iar valorile lor trebuie să fie de 1 kg, 3 kg, 9 kg, respectiv 27 de kg. Dar nu trebuie să ne mulțumim cu atât. Putem găsi o formulă, o regulă, care să ne dea o generalizare a problemei, a întrebării. După cum vedeți, avem deocamdată șirul 1, 3, 9, 27. Ce numere urmează în acest șir? Vom vedea imediat acest lucru, dar întâi vreau să remarc două răspunsuri la întrebare pe care le-am primit. Unul apare în comentarii, este cel al lui Mihai Bălan, iar pe celălalt l-am primit prin e-mail de la Dumitru Antonie, care face ca de obicei o analiză foarte detaliată și foarte riguroasă a problemei. Și acum legat de generalizare. Mihai Bălan a descoperit următoarea regulă pentru șirul nostru. Fiecare termen din șir se poate obține adunând toți termenii de dinaintea lui, înmulțind suma respectivă cu 2 și adunând 1, adăugând 1. De pildă, 3 este 2 ori 1 plus 1. 9 este 2 înmulțit cu 4 plus 1, că avem 4 până acolo, 1 plus 3. 27 este 2 înmulțit cu 1 plus 3 plus 9, adică 13, 2 ori 13 plus 1, 27. Înseamnă că dacă folosim această regulă, numărul care urmează trebuie să fie 2 ori 40 plus 1, adică 81. Într-adevăr, se poate verifica, făcând același raționament pe care l-am făcut în prima parte a discuției noastre, că dacă avem și numărul 81, masa 81 de kilograme, atunci putem cântări orice valoare între 1 kg și 81 plus 40, adică 121 de kilograme. Deci este o regulă foarte bună. Altă regulă pe care o putem folosi este următoarea. Numerele pe care le vedeți în șir, 1, 3, 9, 27, 81, sunt puterile lui 3. 1 este 3 la puterea 0, 3 este 3 la puterea 1, 9 este 3 la a 2, 27 este 3 la a 3, 81 este 3 la a 4. Înseamnă că numărul care urmează trebuie să fie 3 la puterea a 5. Și acel număr este 243. Deci avem două reguli aparent, dar folosind un pic de matematică se poate arăta că de fapt ele sunt același lucru. Să trecem acum la întrebarea de azi. Trebuie să precizez că în cea mai mare parte ea a fost formulată de domnul Dumitru Antonie, care mi-a dat permisiunea să o prezint în acest clip. Am adăugat și eu ceva și sper că o veți găsi interesantă. Această colaborare mi-a dat o idee, fac apel la toți cei care urmăriți materialele mele, dacă știți întrebări sau probleme simple, dar interesante, care solicită logica sau așa numită gândire laterală, vă rog să mi le trimiteți pe adresa de e-mail și voi încerca să le prezint. Azi vor fi de fapt trei întrebări, tot mai grele, toate legate de cadranul unui ceas clasic. Am ales să includ aceste întrebări în seria Să ne gândim, deoarece am constatat că cei tineri, mai ales cei foarte tineri, au dificultăți în a citi ora pe un ceas cu cadran, fiind obișnuiți cu ceasurile digitale. Poate că cele trei întrebări îi vor face să înțeleagă mai bine avantajele cadranului, pentru că orice lucru, deci și afișarea digitală a orei, are nu numai avantaje, are și dezavantaje. Prima întrebare, cea mai ușoară, se referă la un cadran pe care nu sunt trecute nici diviziuni și nici ore. Se văd doar cele două limbi ale ceasului, orarul și minutarul, care în acest moment sunt exact suprapuse. Gândiți-vă că vedeți o fotografie a ceasului. Și întrebarea este cât este ceasul, dar fac o precizare, cât este ceasul exact, adică ora, minutul și secunda. La secunde va trebui să rotunjiți, probabil, la un număr întreg.
A doua întrebare, mai grea. Avem un ceas cu cadran pe care sunt diviziuni, dar nu sunt trecute orele. Problema este că ceasul s-a rostogolit. Deci ora 12 nu se mai găsește sus. Nu știm unde este. Presupunând că limbile ceasului sunt exact acolo unde trebuie să fie, adică nu sunt deloc deplasate față de poziția lor corectă, întrebarea este din nou, cât este ceasul? Și acum, ultima întrebare, cea mai grea. Avem din nou un ceas cu cadran, pe care sunt diviziuni, dar nu sunt trecute orele, și acest ceas s-a rostogolit și el, așa că nu știm unde este ora 12. Ceasul are trei limbi, orarul, minutarul și secundarul, dar ele sunt la fel, au aceeași lungime și aceeași formă. Presupunând din nou că limbile ceasului sunt exact acolo unde trebuie să fie, vă întreb din nou cât este ceasul. Aștept răspunsurile voastre până săptămâna viitoare, când voi publica următorul clip și aștept de asemenea propuneri pentru alte întrebări. La revedere!